Da. Intrați cu dumneavoastră, domnul doctor. Da, dar nu știu, hai să vedem cum trașeza mai mult. Unde vreți dumneavoastră? Uite, ca să vă văd pe toți stau pe scaunul primar. Da. Ia. 1, 2, 3, ca să vă identific. Ăștia suntem de aici și de acolo, unde suntem 5. Aha. Sunt două EG-uri, reprezentate la două EG-uri. Da. Deci, care e problema? Da, spuse cu cam că eu nu sunt nervos. Noi de 10 ani de zile aici, sub asediu, nu ne permitem să nu fim puțin nervoși. Atunci ești afară, dacă sunt nervos. Chiar acum ești. De ce? Deci dacă nu puteți discuta civilizat... Deci o discut civilizat, dar v-am spus o remarcă frumos, așa. Deci mie mi-e frică să ies afară, că sunt o băiată de mea. Dom'le, m-am săturat de nepoliticoși, de mitocrați. Știu, înțelegem eu. Dacă pot discuta cu oamenii civilizat, bine, dacă nu, nu. Da. Deci, m-am săturat. Văd în fiecare seară la televizor. Bun, nu mai am nevoie de asta. Domnule președinte, s-a putut să urez o bună de la Roșia Montană după 11 ani de zile, da? În care Comitatul Roșia Montană a fost supusă la toate dezinformările, manipulările pe care s-au făcut. Am văzut declarația dumneavoastră anticipată. Deci, să zicem, din Roșia Montană n-ați făcut-o până acum. Cum? Deci, am înțeles că azi v-ați informat despre proiectul la Roșia Montană. Bun, eu sunt a 5-a la. Bun, a 5-a. Da? Domnule Linde, inclusiv în campanie. Da, să punem lucrurile acum din punct de vedere legal. Primul dată de populer. Da. Un proiect, ca să înceapă, da, mai ales privat, trebuie să, în cazul, ca și în cazul proiectului Roșia Montană, trebuie să respecte mai ales drepturile individuale ale cetățeanului. Nu știu dacă sunt de acord cu mine. Depinde, dacă nu... Nu, conform legislației, conform legislației. Nu. Conform legislației, aduceți-vă aminte că n-am putut construi niciun kilometru de autostradă până acum câțiva ani, pentru că proprietarii nu voiau. Da? S-a dat lege pentru exproprierea terenurilor pentru lucrări de interes public, s-a terminat dulciul. Da? Deci statele nu se împiedică de voința, ambiția cuiva, ci privesc la interesul național. Este esențial pentru... Deci, în cazul ăsta, să înțeleg, trebuie merge. Reexpropiere forțată în cazul Roșia Montană. Nu, domnul. Președintele nu poate expropria. V-a declarat că... Deci, a zis că statele, ca să nu se împiedice din un ciot, așa cum suntem noi, un ciot mic, da, și cei care din ambiție nu vor să se facă obiectivele de interes național, deși interesul național în cazul proiectului Roșia Montană nu-l văd. Nu? Nu. Crearea de locuri de muncă nu vă spune nimic ca interes? Nu, interes național. Nu, asta nu. Ok. Bine, asta e punctul meu de vedere. Hai, spuneți-vă punctul de vedere. Să știți că eu am 30 de metri pentru ambele părți. 15 pentru dumneavoastră, 15 pentru ceilalți. Cronometrat. Da. Cum vorbiți? Eugen David. David. Da. Și în cazul ăsta, timp de 10 ani de zile, și dumneavoastră și tot clasa politică și... inclusiv compania a spus, comunitatea trebuie să fie toată de acord, proiectul nu se face expropriere. Nu, eu n-am spus asta. Nu, bine, o să vă aduc aminte acum o să mai... Deci, domnul, am o rugăminte. Da. Puteți minți că deci, nu sunt eu de față, dar chiar să mă mințiți în față, nu funcționează. Deci chiar vă știu stilul. Da. Deci nu mă puteți minți în față. Nu! Eu nu am făcut asemenea afirmații. Eu am zis clasa politică. Da? Deci... am zis, și s-a spus, comitatea de acord, nu se face expropriere, de interes național, 99% beneficiile se duc la compania canadiană. Ca să ajungem acum, când s-a văzut, este timp de 10 ani de zile, că nu se poate realiza acum. Și asta am văzut-o cu perfidie rară. Se încearcă să se treacă o lege de expropriere forțată și schimbarea legii minilor. Vă spun, cinstit, că noi să reacționăm legal. Și pe toate căile, ca această lege sunt trecută, pentru a nu veni la Roșia Montană și a cineva să calce cu bocanci în viața noastră privată. Este un proiect privat, nu mă interesează interesul național, cum îl veți declara, vreau să vă spun cum îl veți declara interesul național cu o companie cu 90% și ceva.
Și de asta mi-am roșia montană, mi-am ales alternativa. Deci sunt stare să mă duc până la capăt pentru viața mea, roșia montană și alternativa de dezvoltare. Eu nu vreau să fiu dependent, iar cei ca cei mulți care strigă locul de muncă, eu n-am cerut niciodată la statul român, dau în fiecare an 10 viței, firma mea merge bine, să-mi distrug o afacere pentru o companie privată care are 10 ani de exploatare și după aceea se duce și privat. Ca soluție de dezvoltare, n-a avut nimeni să îmi dea o, să-mi facă cineva un studiu, în cazul roșia montană, să-mi spună că nu merge turism. Ca soluție de dezvoltare alternativă la acest proiect. Deși conform a ceea ce spune compania, soluția de dezvoltare alternativă după terminarea exploatării e exact ritm. De ce nu se poate acum? Vinim cu șantaj, locuri de muncă, șantaj de astea ieftine, domnule Fidu. Îți ieftine, vă spun, îți ieftine. Pentru cel care nu are servicii, să știți că e important. Nu, dar așa se manipulează lumea, nu. Așa se manipulează lumea împotriva celorlalți. Nu, dar e o realitate. E o, da. Și nu se va rezolva problema locului de muncă la Roșia Montană. Eugenia, te mai spus un pic. Da, imediat, care? Eu mi-au 7 minute jumate. Nu, cred că domnul președinte...